Bine ați revenit la emisiunea noastră. Am vorbit de multe ori despre prietenie, despre căsătorie, despre relația dintre un băiat și o fată și de foarte multe ori am vorbit din punct de vedere teologic, teoretic. De data aceasta aș vrea să vorbim din punct de vedere practic despre lucrurile acestea și am doi invitați special, pe Veronica, zisă și principesa, pe Daniel, cum îi mai zic eu, prea fericitul, Daniel și Veronica Popescu, Dumnezeu să vă binecuvânteze și bine ați venit la Vocea Evangheliei Suceava. Mulțumim pentru invitație, Vlad. Vreau de data aceasta să vă pun câteva întrebări mai dificile, mai deosebite, mai directe, întrebări la care vreau să răspund de sincer și deschis. Doar ca să anticipez, o să întreb despre cum v-ați găsit, pentru că știu că Veronica nu este din România. O să pun și o întrebare mai dificilă, dacă Veronica a putut să treacă peste faptul că Daniel a mai fost căsătorit. Cât a durat perioada de prietenie, câteva întrebări de genul acesta. Și am spus lucrul acesta pentru a atrage interesul celor care ne ascultă, să înțeleagă că facem o emisiune deosebită, directă, sinceră. Vreau să încep cu prima întrebare, cu primul lucru și aș vrea la început să-mi spuneți fiecare dintre voi câteva lucruri despre voi. Și vreau să încep cu Daniel. Spune-mi, Daniel, câteva lucruri despre tine. Provin dintr-o familie numeroasă, suntem 10 frați, părinții noștri ne-au crescut în frică de Dumnezeu, au pus pe primul lucru rugăciunea, lucrarea, așa ne-au crescut. Suntem 10 frați, mulțumim lui Dumnezeu, toți suntem pe calea lui Dumnezeu, ne străduim să fim pe placul lui Dumnezeu în continuare. Îmi place muzica, îmi place să cânt, deși nu mă consider că este un dar, un natu al meu pe care Dumnezeu mi l-a dat, dar îmi place. Biblia spune cei care au inimă să-L laude pe Dumnezeu. Îmi place muzica, îmi place să slujesc lui Dumnezeu, știi foarte bine că am slujit și am alergat mult, am făcut echipă bună cu tine. Îmi place să călătoresc și acum de când Dumnezeu mi-a dat, îmi place să iubesc pe principesa mea. De bun, Domnul să te binecuvinteze pentru că este nevoie de dragoste. Amin. Veronica, tu câteva lucruri despre tine, știu că ești din Republica Moldova venită. Da, frate Vlad, sunt din Republica Moldova. Suntem și noi, nu numeroasă, dar măricică, o familie măricică. Suntem 7 copii, da. La părinți. Eu sunt cea mai mare dintre toți frații. Dumnezeu ne-a binecuvântat. Nu a fost greu să lași 6 frățiori acasă, tu fiind sora cea mai mare și mă gândesc că aveai grijă de ei și da, grijai de ei? Da, a fost greu. A fost foarte greu pentru că având eu grijă de toți, așa, în mare, părinții erau mereu implicați în muncă, așa, am avut grijă de toți. Cel mai mic, Emi, are 3 ani jumătate la noi. Prima dată mi-a zis mie mama, am fost și sunt încă foarte atașată de el, dar, într-adevăr, a fost foarte greu să plec. Asta înseamnă că Daniel s-a căsătorit cu o gospodină. Am știut ce am ales. Prima întrebare pe care vreau să ți-o pun, Veronica, este următoarea. Cât de greu este pentru o tânără credincioasă să se acomodeze în București? Știu că București este o localitate mai grea, nu este așa de ușor să te acomodezi cu serviciu, cu biserica, spunem, cât de greu a fost să te acomodezi în București? A fost greu la început, oameni noi, eu venind singură, deși am venit prin niște prieteni din București, ei m-au ajutat să vin. E greu, la început e greu, când nu ai pe nimeni, când așa nu ai cu cine să vorbești, nu ai cu cine să... și te simți așa singură, dar a fost și o experiență foarte frumoasă. Biserica, am început să merg la biserica din București, frații care mă ajutau și mă... S-a integrat în slujire. Da. Mă gândeam eu cum o să ne fie de folos, dar foarte de mult folos ne-a fost. Ești de mult timp mutată în București? Sunt a treia oară venită. Am fost oficial prima de la dată. Jumătatea lui ianuarie. Da, anul ăsta. Dar în 2018 a fost prima dată când am venit în București. Am început o școală de asistență. Am fost nevoită să plec din cauza actelor. A doua oară am venit cu munca. Dar iarăși la noi este foarte complicat cu actele, cetățenia, statul în afara țării noastre.
Și atunci am plecat și a doua oară. Am stat, cred că vreo 4-5 luni și am plecat și a doua oară. Și acum, din ianuarie, am venit și n-am mai plecat anul acesta. N-am mai lăsat. Și nici nu mai pleci. Nici nu mai plec. Ei, nici... Mergem în vizită la părinți, da. Dar... Perfect. Da. Trebuie să începem acum cu întrebările mai dificile un pic. Asta a fost ușor, da? De unde sunt și... Totuși, amândoi sunteți familii destul de numeroase, 10 frați, 7, nu este chiar ușor. Daniel, pe tine vreau să te întreb, pentru că cred că tu ești cel care ai căutat-o pe Veronica. Vreau să te întreb, cum ai găsit-o? Cât de greu ți-a fost să o descoperi? Știu că tu ai trecut printr-o perioadă grea, te cunosc bine, te-ai rugat mult, te-ai gândit mult la lucrurile acestea, ai căutat mult. Cum ai găsit-o pe Veronica, iată, tocmai din Moldova venită? Sincer îți spun, am început să mă rog și m-am rugat lui Dumnezeu mult timp, tu știi lucrul ăsta, și îi spuneam lui Dumnezeu, Doamne, când o vei aduce, fă-mă să pot să înțeleg că ea este. Și mă așteptam la foarte multe evenimente, pe unde mă duceam, mă așteptam, zic, poate acum Dumnezeu o va aduce, o va scoate în cale. Deși mă rugam, am avut și o dezamăgirile mele, nu pot să spun că mi-a fost chiar așa de ușor, dar... Pot să spun că, nu știu, rugăciunea și încrederea pe care am avut-o în Dumnezeu că la timpul potrivit Dumnezeu o va aduce, parcă îmi dădea putere să merg mai departe. Am căutat-o, m-am uitat după ea, zic, unde o fi, nu o fi, când o veni, nu o veni. Și la un moment dat a venit un prieten și mi-a făcut cunoștință cu ea prin 2018. Dar pentru că atunci nu aveam eu, eram ieșit dintr-o altă relație care nu vreau să... vorbesc despre ea, principesa mea știe despre ce vorbesc, nu aveam ochii deschiși cumva, eram, sau poate inima mi era închisă și am zis, Doamne, dacă o fi să fie, când o fi, Tu vei lucra. A trecut timp, am început să mă rog în continuare și când am văzut-o, am început să comunicăm iarăși pe internet, de atunci am zis, gata, ea trebuie să fie, pentru ea mă voi ruga și cred că este o fată. Adică pe timp ce eu discutam cu ea, vedeam că de fapt în inima ei este o comoară, doar trebuia exploatată cumva. Înțeleg că un tânăr să-și caute, poate sunt tineri care își caută soția, în primul rând trebuie să o cauți, să te rogi, să postești pentru ea, ai zis, și să dialogeze cu ea, să vorbesc cu ea mult înainte, da? Unde ai întâlnit-o primă, după 2018? După 2018 ea a plecat, s-a întors înapoi că a avut probleme cu actele și când s-a întors în ianuarie, deși noi vorbisem o lună înainte să ajungă în România, a venit în România și atunci am stat de vorbă cu ea, deși aveam în inima mea, cum să spun eu, eram hotărât că trebuie să mă căsătoresc și în direcția asta merg. Adică Dumnezeu cunoaște inima mea, n-am vrut să îmbrățișez alte, să-mi deschid mâinile pentru cineva care nu era pentru mine. Adică, bă, dacă nu rezolv nimic cu nu duce spre căsătorie relația respectivă, de ce să intru în ea, să-mi fac zile amare? Nu. Cu ea a fost altceva. Probabil că și rugăciunea a contat foarte mult, nu probabil, 100% rugăciunea a contat foarte mult. Am pus înaintea lui Dumnezeu și Dumnezeu m-a ajutat și când m-am întâlnit cu ea și am început să povestesc și am văzut încercările prin care a trecut-o Dumnezeu și am văzut maturitatea din inima ei și am văzut că este o fată matură, am știut că ea poate să fie mama copiilor mei. Da, e frumos gândul ăsta. Acum, cât de greu ți-a fost să te gândești la căsătorie după experiența prin care ai trecut? Știm că și nu este un lucru ascuns că ai fost căsătorit și soția ta a murit bolnavă de cancer acum mai bine de 7 ani de zile. Cât de greu ți-a fost să te gândești din nou la căsătorie, din nou la o relație de familie, pentru că știu că ai suferit mult, ai plâns mult, ai scris și o carte despre asta, o carte deosebită pe care mulți au citit-o și încă o citesc. Cât de greu ți-a fost să revii din nou, să-ți refaci viața, dacă vrei să spun în felul acesta? Nu știu dacă a fost chiar atât de greu. Ar fi fost mai greu dacă aș fi fost într-un alt scenariu. Probabil să fi rămas cu un copil sau probabil altceva. Probabil ar fi fost mai greu pentru că ar fi trebuit să mă căsătoresc, să mă recăsătoresc imediat după. Dar pentru că a fost cumva la tinerețe, n-am avut copii, nu că nu ne-am dorit, dar n-a fost, a îngăduit Dumnezeu, am lăsat ca timpul să treacă pentru că, na, știi cum e, ochii care nu se văd se și uită, se spune, este un proverb care se spune.
Și mi-am dorit din toată inima mea ca rana care, care Dumnezeu a produs-o în inimă să poată fi vindecată definitiv. Adică când mă uit în ochii ei, să o pot iubi și să o pot vedea așa cum este ea și să nu fiu frustrat de anumite lucruri, poate din trecut sau așa mai departe. Și eu m-am rugat și am avut, tot timpul spun lucrul ăsta, am avut și am încredere că Dumnezeu este viu, sfânt și e minunat. Și că Dumnezeul acesta care l-am citit în cartea aceasta nu greșește niciodată. Da. Și eu am considerat că și în dreptul meu Dumnezeu n-a greșit. De asta am rămas credincios, de asta am rămas în ascultare de El, de asta am rămas să rămân pe calea Lui și am rămas să încurajez și pe oameni mai departe, spunându-le, încredeți-vă în Dumnezeu, că Dumnezeu poate să lucreze, este suveran, are toată puterea în cer și pe pământ și Dumnezeu nu greșește. N-a greșit în dreptul meu și nu greșește nici în dreptul tău. Deci am avut încrederea asta că Dumnezeu va lucra. Și atunci cumva am și așteptat să treacă timpul. Adică nu m-am căsătorit la un an, doi. Da. Totuși sunt 7 ani. Și sunt 7 ani. Adică Dumnezeu mi-a vindecat inima, mi-a pansat rana, sunt vindecat cu toată inima, spun lucrul acesta, și pot să iubesc cu toată inima. Cu toată inima. Veronica, acum și pe tine vreau să te întreb lucrul acesta, pentru că nu numai pentru Daniel probabil că a fost greu, și tu ai știut că el a mai fost căsătorit, e adevărat, știai că au trecut probabil atunci când ați vorbit voi 5-6 ani, nu, cred, de când el a rămas fără soție. Cât de greu a fost pentru tine să te gândești, te vei căsători cu un bărbat care a mai fost căsătorit la rândul lui, chiar dacă soția a murit, da? Cum ai trecut peste situația aceasta? Frate, vreau să știi că nu m-am gândit neapărat că a fost căsătorit și poate deveni pentru mine asta o problemă. Din moment ce noi am început să discutăm, să ne aflăm, să ne cunoaștem, atât eu cât și el am vorbit și am spus așa, simți, să-mi spui ceva, poți să-mi spui. Fie că este vorba despre Magda, fie că este vorba despre orice altceva. Pentru mine trecutul e trecut și contează mult prezentul și ce facem noi pentru noi în viitor, cum ne croim noi viitorul. Și atunci nu m-am gândit, deși puteau fi probabil gânduri, am avut, nu pot să zic că nu am avut, am trecut foarte ușor peste și da, m-am gândit, dar m-am rugat și am zis, Doamne, să-mi dea gândul, să-mi scoată orice nu e bine și gândurile care sunt rele, să mi le scoată din cap și să mă axez mult pentru viitorul nostru și pentru prezentul, ce trebuie să facem. Așa că nu a fost o problemă asta pentru mine. Văd deja o rețetă la voi care se conturează, rugăciune, și tu ai zis de rugăciune, Daniel, și tu, Veronica, ai zis de rugăciune și dialog. O rețetă care se conturează. Să ne rugăm mult. Contează. Și să comunicăm unul cu altul. Iată o soluție bună. Acum, Daniel, pentru ce te întreb, pentru tinerii care ne ascultă, că este o misiune pentru tineri, și pentru cei care se simt tineri și nu sunt așa de tineri cu anul, da? Daniel, spune-mi, te rog, cu ce gând ar trebui un tânăr să se împrietenească cu o fată? Pentru distracție? Pentru ca să fie și el în rând cu ceilalți, da, ne uităm în jur, deja la clasa 7-a, a 8-a, sunt prietene, se talează, se afișează. Pentru ajutor financiar, spunem, care ar fi gândul unui tânăr credincios atunci când se prietenește cu o fată credincioasă? Eu, Vlad, îți spun cum s-a întâmplat cu mine, că aș putea să vorbesc și teologii și multe, dar eu îți spun practic. Aș fi putut să îmbrățișez în toți 7 ani prin care au trecut, aș fi putut să îmbrățișez multe fete, că mi-au scris și o grămadă. Însuși și câteva surori din biserică au încercat să facă legătura prin biserică cu multe alte surori. Agenție matrimonială în biserică, da. Nu? Deci aș fi putut. Aș fi putut, dacă aș fi căutat ce ai spus mai devreme, banii, faimă sau, nu știu, orice altceva, distracție, aș fi putut să îmbrățișez multe. Dar gândul meu n-a fost deloc așa. Gândul meu a fost să pot să construiesc cu o fată, cu cea pe care Dumnezeu mi-o va da, să pot construi o familie și să pot să am o familie binecuvântată, nu?
Și atunci eu m-am axat pe rugăciune. Am știut că Dumnezeu știe cum trebuie să arate și cum trebuie să fie fata care să fie lângă mine. Bine, trebuie să-mi placă și mi-a plăcut, că de asta am și fost așa pretențios. Am stat și m-am mâncat mult. Dar gândul cu care trebuie să intri într-o relație este clar, trebuie să fie căsnicia. Ce ai început prietenia aceasta, te-ai gândit la prietenia aceasta doar în vederea căsătoriei? La două săptămâni, da, la două săptămâni după ce ne-am întâlnit și am descotocit-o bine de tot, de 4-5 ore stăteam și vorbeam cu ea prin parc și pe unde ne întâlneam, și după ce ne întâlneam, mai, după ce ne duceam acasă, mai sunam și mai vorbeam vreo două ore la telefon. Ce ai uitat să întreb, ce ai uitat să discuți, nu? Deci mai discutam încă vreo... Îți făceai o schiță? Vreo două ore până dimineață, cum da, că mă și chinuia, chinuită, două săptămâni. Stăteam, zic, Doamne, gata, aveam într-o două săptămâni așa, mamă, plec acasă, nu plec, că eram, când am venit în București să-l cunosc, asta a fost pentru punctul principal și vorbeam și îmi spunea azi o chestie, mâine o întorce altfel și nu înțelegeam, dar el avea planul lui acolo pregătit pentru el. Da, îmi puneam pe tot de părțile să văd, să testez, bă, cum e, adică, știi cum e, vreau să știu, să fiu sigur că... Veronica, tu nu l-ai chestionat și tu pe el? Că mă gândesc că nu. Eu în tăcere așa. Aha. Le făceam în inima mea, dar... Nu, știi cum e? Omul spune ce are în inimă dacă vorbești cu el, știi? Da. Și în timp ce vorbea cu mine și îmi povestea de una, de alta, de tot, de familie, de casă, de asta, mi-am dat seama, zic, Doamne, este o bijuterie, nu trebuie lăsată. Nu trebuie lăsată. Înțeles. Veronica, spune-mi acum... Cu ce intenție ai început tu prietenia aceasta? Pentru că, cu siguranță, au mai fost băieți care probabil te-au curtat, au încercat să stea de vorbă cu tine, au încercat să se împrietenească cu tine. Cu siguranță s-a întâmplat lucrul acesta. Care a fost intenția ta când Daniel a început să vorbească cu tine și, bineînțeles, ai început să discuți și tu cu el? Da, am avut aceeași intenție încă când am plecat din Republică. Eu chiar stăteam și vorbeam cu mama. Plecarea mea în Republică cumva m-a împins și ea un pic, mama, și a fost du-te și vezi. Nu credea. Eu nu credeam. A făcut trei teste și a ieșit care COVID în toate trei teste. Da, în ianuarie eu m-am întors, am fost plecat în Polonia la muncă și m-am întors în ianuarie și el tot îmi spunea să vin în București, să nu știu ce, dar eu nu credeam. Am avut în spate, am suferit foarte mult, am fost... Și eu nu mai credeam că poate să fie ceva, eu pur și simplu nu. Și am zis, dacă decât să mă mai duc, să nu știu ce, nu, mai bine. Și n-am crezut până am venit în București și m-am uitat la el și am zis, da, ok. Dar doar dacă vin, spuneam și mă rugam și cu mama, stăteam acasă și zic, mama, dar hai să ne rugăm. Și dacă Dumnezeu va deschide el ușile. Și ce? Primul era încă cu testul. Testul când în ianuarie, ca să vin în România. Primul test, pozitiv. Al doilea test după 5 zile, iară pozitiv. Și zic, dacă vine și al treilea test pozitiv, zic, ne vedem în vară. Zic, vin când deja se ia. Și al treilea test a fost negativ și pe 21 ianuarie eram în România. Vreau să te întreb, pentru că ai menționat-o pe mama ta aici, cât de importanți sunt părinții în alegerea aceasta a prietenului în vederea căsătoriei? Cât de important a fost pentru tine? Acum noi știm, teoretic și teologic, și eu sfătuiesc tinerii să țină cont de asta, spunem practic pentru tine ce a însemnat mama sau părinții în decizia aceasta care a luat-o, în alegerea asta. Nu știu dacă a fost ea punctul principal și dacă, dar ea mi-a spus așa, fă ce simți, dar roagă-te lui Dumnezeu. Eu mă rog, eu și tatăl tău, noi ne rugăm, dar tu fă ce simți și ascultă ce îți spune Dumnezeu. Asta a fost unica chestie care mi-a spus-o mama. N-a zis, du-te, vezi, da, e ok pentru tine sau nu, vezi, poate te mai gândești. Nu. Ea a zis, eu mă rog cu tatăl tău și tu roagă-te și vezi ce spune Dumnezeu. S-a rugat pentru tine și te-a susținut. Da, m-a susținut doar în rugăciune, atâta tot. Eu citesc în spatele cuvintelor tale că mama ta a avut încredere în tine. Da. Dacă n-ar fi avut încredere, putea să spună ea ce să faci. Da. Dar din moment ce a zis eu mă rog pentru tine și tu fă ceea ce crezi și ce să spune Dumnezeu, înțeleg că a avut încredere că tu poți să faci lucrul acesta. Daniel, spune-mi tu mie acum, cât de greu este pentru un tânăr să cucerească o fată pocăită?
Cât de greu este o fată să se îndrăgostească de tine? O fată pocăită și credincioasă, eu cred că se uită și se uită foarte mult la caracterul celui care caută să o curteze. Deci nu pot să spun că mi-a fost greu, pentru că m-am rugat. Ea știa cine sunt. Știa, adică nu doar ea, că na, toată viața mea este pe internet, cumva, în ghilimele toată viața, dar viața mea a fost așezată în rugăciune. Și eu i-am spus de la început, în primele 3 săptămâni când ne-am întâlnit, i-am spus să știi că nu am alte gânduri, nu vorbesc cu tine 3 luni, 4 luni și după aia la revedere să-mi caut alta. Adică am fost serios, i-am arătat seriozitate și i-am spus drumul nostru se termină la altar sau de atunci va începe adevăratul drum. Că până la altar e o poveste, după altar e o altă poveste. Și s-a lăsat cucerită. E adevărat, na, că trebuie să le și spui ce au nevoie, că așa le-a creat Dumnezeu. Veronica, ce are nevoie o fată să-i se spună? Are nevoie de atenție. De atenție. Adevărul ăsta e că toate fetele avem nevoie. Avem nevoie de atenție, să fim sprijinite și susținute. Nu te-a speriat gândul ăsta o care a venit Daniel la tine din prima? Ăsta e, iată ce vreau, să mă căsătoresc, vreau să fim împreună. Și eu același gând am avut când am venit. Adică dacă amândoi avem același gând, e foarte ușor. Dumnezeu lucrează într-un mod minunat. Atunci când, într-adevăr, el a avut gândul ăsta, eu la fel, și a fost foarte... Dumnezeu a așezat foarte frumos lucrurile. Voi vorbiți mult de rugăciune, de ceea ce ați vorbit, dar nu mi-a spus, mă gândeam că poate Veronica îmi spune, mă, contează și că Daniel e din București, în România, în Uniunea Europeană, pot să am niște legături, pașaport românesc sau lucruri de genul acesta. Știu fete care vin din Ucraina și din Republica Moldova se căsătorească și pentru lucrul acesta. Au contat pentru tine aspectele astea într-un fel sau altul? Nu. Eu în noiembrie anul trecut am obținut cetățenia. Dar chiar dacă nu aveam, nu ăsta a fost gândul. Indiferent de orice, pașaport, casă, București, nu la asta m-am uitat în primul rând. I-am spus, Iubita, dacă avem o colibă unde să dormim, e suficient. Da. Aia, trebuie. Și am spus, dacă noi doi ne iubim și dacă între noi doi există Dumnezeu, încă de la început i-am spus lucrul ăsta, să știi că nimic nu va putea dărâma relația noastră. Și lovituri nu putem să spunem că n-au fost. Au fost. Da, i-am zis, zic, trebuie să fii pregătită că o să vină de afară. Deci o să vină și de afară și nu știu ce. Și trebuie să fii pregătită, trebuie să ai încredere. Dacă ai ceva să-mi spui, trebuie să vii să-mi spui. Și discutăm și fără nicio problemă totul se rezolvă. O întrebam pe Veronica de părinți și eu, Daniel, îi cunosc pe părinții tăi. Am cunoscut-o și pe mama ta și pe tata tău, îi cunosc bine. Mama ta a avut bucuria să participe la nunta voastră. Acum știm că a plecat la Dumnezeu și nu de mult timp a avut loc mormântarea. A fost o situație mai deosebită, mai grea prin care a ales. Spune-mi și în dreptul tău, cât de mult au contat părinții în alegerea, atenție, vreau să vorbesc la subiect, în alegerea Veronicăi. Să știi că, și o să fac o legătură și cu ce ai spus mai devreme, în plecarea ei, să știi că ei s-au rugat și nu doar părinții, că familia mea s-a rugat pentru mine. Deci, sunteți 10. Suntem 10. Deci a fost o armată, o rugăciune puternică. Deci toți s-au rugat, părinții m-au susținut în rugăciune, dar mama chiar spunea cumva anul trecut, prin decembrie, noiembrie, tot mă întreba dacă e ceva pe la orizont și eu cumva o ținem așa în suspans. Știi? Adică nu am vrut să-i spun pentru că nu știam încă ceva. Sigur, nu știam nimic sigur. Dar în momentul în care am adus-o, poate să mărturisească. Deci s-a lipit inima de ea, parcă se cunoșteau de o viață. Deci foarte, foarte repede au primit-o familia, părinții. Și asta este un lucru pe care Dumnezeu cred că l-a îngăduit așa, pentru că mama îi spunea unei surori, zice... aștept să se căsătorească Dani și după aia pot să plec liniștită în păcată. Să-l văd așezat la casa lui. Da. Și apoi pot să plec cu inima păcată. Și la o săptămână imediat s-a întâmplat. Deci părinții, da, m-au susținut în rugăciune, dar niciodată, adică ei n-au știut, că eu n-am vorbit, nu, na, sau
s-au bucurat, efectiv s-au bucurat pentru mine. Bine, n-au știut că, așa cum ai spus, n-aveau ce să știe, pentru că nu erai sigur pentru încă. Pentru că nu eram sigur, am venit în ianuarie, din ianuarie, după ce am început să povestim, cumva am avut certitudinea 100% că e de la Dumnezeu, când am început să ne rugăm mai mult, după am început și un lanț de post, și Dumnezeu a lucrat și s-au bucurat, deci... Vreau să-mi spuneți ceva acum sau să vă adresați celor care ne ascultă, tinerilor și tinerilor. Cât de mult trebuie să pun accent poate pe rugăciune, pe părinți sau pe ce ar trebui să pun accent atunci când își caută soțul sau își caută soția? Cred că 70% cred că e foarte importantă rugăciunea și postul. Pentru că te poți uita la ce izbește ochiul. Și dacă nu ai garanția asta că este 100% de la Dumnezeu și lucrul acesta Dumnezeu îți va arăta. Dacă nu ai garanția asta și, așa cum spune și Biblia, nu te înjuga la un jug nepotrivit. Nepotrivit. Că spui tu, mulți spun, lasă că îl pocăiesc eu. O pocăiesc eu. Și duc o viață de calvar. Deci eu, în momentul în care m-am împrietenit cu Vero și în momentul în care am început să povestim, cred că din prima săptămână în care ne-am întâlnit, noi am stabilit deja un pilon care pentru mine este foarte important, și anume postul și rugăciunea. Deci spuneam de rugăciune că m-am rugat, dar în momentul în care m-am întâlnit cu ea, eu am stabilit un pilon care este un pilon important într-o familie și în viața de relația noastră. A fost un pilon important și acum este un pilon important în viața de familie. Deci noi în fiecare miercuri ne întâlneam și puneam pe listă pentru ce ne rugăm joi. Joia a fost și este ziua noastră de post. Și am zis, punem lucrurile astea, gândurile astea, și un lucru care era cel mai important, l-am pus încă de la început. Doamne, păzește-ne de curvie. Păzește-ne, este un duh murdar, obraznic, care ne dă târcoale, oricărui tânăr. Vrem să ne sfințim, vrem să ne curățim. Sfințenia era pe primul loc, postul era pe primul loc și rugăciunea. Joia seara ne întâlneam, încheiam postul și ieșeam undeva în oraș. Dar rugăciunea este foarte importantă și postul. Și îmi spunea un tânăr, fac aici o mică paranteză, m-a sunat să spună, frate, prea devreme, cum? Că auzi că de noi deja avem data programată, că ne căsătorim, prea devreme, frate, cum? Că nu există, că... Cum? Că eu vorbesc cu ea de 2 ani și încă nu o cunosc și nu știu cine e și așa mai departe. Și am spus, frate, vreau să spun un singur lucru. Zic, nu știu, 2 ani de zile mi se pare foarte mult. Dar zic, eu în toată perioada asta m-am rugat și am garanția asta în inimă că este fata și ea poate să fie mama copiilor mei. Pentru că rugăciunea ne-a unit foarte mult, postul ăsta ne-a unit foarte mult, da, vorbim de 3 luni de zile, vorbeam de 4 luni de zile, dar s-a format o legătură atât de puternică între noi, încât, nu știu, simt că e ceva din Dumnezeu. Și atunci a spus, pe mine nu mă clatină nimic, merg mai departe. Deci postul și rugăciunea pentru mine au fost și sunt... Pilonul principal. Da. Al doilea, Veronica. Contează și părerea părinților. Nu putem să spunem că nu contează, că dacă un părinte te vede că te clateni un pic și la tine, într-adevăr, poate nu ești tu atât de... baza ta nu e atât de mult post rugăciunea și te uiți așa, și dacă părintele te vede, îți spune că părinții sfaturile nu ne dau. Dar important să-ți dea un sfat din Dumnezeu. Ăsta contează foarte mult. Și al doilea lucru ar fi părinții. Da. Alte aspecte cu el la lucrul ăsta? Post, rugăciunea, părinți. Am înțeles dialogul foarte mult. Contează comunicarea. Ore întregi de chestionare. Da. La mine a fost problema cu chestionarele. Eu nu prea vorbeam. Adevărul ăsta e că eram foarte închisă și eu nu comunicam. Tot ce era și Dani scotea așa cu cârligul. La început cu cârligul. Și după... Îmi spunea, trebuie să discutăm orice, și așa am făcut. Orice lucru îl discutam, vedeam eu ceva, îi spuneam, vedea el ceva, îmi spunea, și asta ne-a ajutat foarte, foarte mult. Și cred că mai este un pilon foarte important și cuvântul. Adică dacă te ancorezi în cuvântul lui Dumnezeu, nu cred că dai greș.
Nu cred. Și înainte de familie și după. Cuvântul lui Dumnezeu cred că este foarte important să-l pui în practică. Și încurajezi pe tineri să chestioneze bine, să se roage mult, să țină cont de părinți și, bineînțeles, în dreptarul învățăturilor sănătoase să nu lipsească. Aveați împreună un program de citit al Bibliei sau ceva de genul ăsta? Nu, până la căsătorie n-am citit, adică personal eu citeam, dar nu... Citeam separat cumva, că noi ne întâlneam în parc, ieșeam în oraș. Da, mai adică nici n-am vrut să intru așa, eu am intrat un pic așa, un pic forțat și cu rugăciunea, cu postul, ea nu prea postise, nu prea... Și am intrat așa un pic, știi, adică să mă asigur că... Și cu cuvântul acum, după ce ne-am căsătorit, am început. Citim Biblia împreună, vrem să... În fiecare seară să citim câte 2-3 capitole, citim și... Acum, pentru că sunt multe fete, Veronica, care mi-au pus întrebarea aceasta, eu am mai chestionat înainte pe unul pe altul și am zis cam ce întrebări să le pun, ce v-ar interesa pe voi tinerii. Și o întrebare, și cred că este o întrebare a multor tinere, este următoarea: de unde sau cum ai știut că El este alesul? Dar cum ai știut? Mi spunea Daniel, vorbea de o garanție la un moment dat. Să am garanția că ea este, să am garanția că fac ceea ce este bine. Tu cum ai știut că El este alesul? Ți-a vorbit Dumnezeu? Ai fost undeva la o rugăciune? Ai avut vreun vis? Sau cum ai descoperit? Cum ai avut siguranța aceasta și pacea aceasta să zici, da, El este, merg înainte cu toată inima? Păi, da, dacă îl știam din 2018, cum... Ne-a făcut cunoștință, așa cum vorbeam mai devreme, plus îl și urmăream, nu pot să zic că nu-l urmăream, chiar dacă atunci nu s-a întâmplat nimic, dar vedeam. Vedeam că este un om credincios, prin postări, prin ce vorbea el pe internet. După aia mult m-a ajutat când ne-am întâlnit și am vorbit comunicarea, dar iarăși rugăciunea la noi a fost pe, la mine, la fel a fost pe prim plan, pentru că e una să îl vezi dintr-o parte, să te uiți, să analizezi, dar dacă este un om al lui Dumnezeu, îți dai seama imediat cum vorbește, cum comunică cu tine, cum se comportă cu tine. Trebuie să simțim. Noi, fetele, într-adevăr, avem nevoie mult mai multă atenție și suntem mai diferite față de, de băieți, de bărbați. Și atunci când tu te simți bine și ești sigură pe ceea ce simți, ești sigură pe ce ai lângă tine, nu cred că poți să dai greș în alegerea pe care o faci. Deci rugăciunea a fost la bază și felul în care s-a comportat cu tine. Da. Da. Nu te-a supărat niciodată? Adică... Nu? Niciodată. Noi nu ne-am certat încă niciodată. De 8 luni de zile nici măcar nu ne-am contrazis. Odată a fost o chestie. Acum, deci totuși a fost odată. Nu, a fost o chestie la nuntă, înainte de nuntă. Dar am fost eu de vină, că eu le-am luat, s-au adunat multe și așa. Și nici nu ne văzusem cât, iubitul, de vreo săptămână. El era la muncă, eu eram la muncă și locuiam în altă parte, nu locuiam alături. Și nu prea ne-am văzut și s-a întâmplat o chestie de... Era la fel, legat de nuntă și eu am izbucnit așa un pic, dar el foarte calm. Iubita, ne întâlnim, vorbim, discutăm, ne rugăm, tot o să fie bine. Imediat m-am liniștit. Nimic, dar n-am să fac ceva urât, nu, decât așa, eu înăuntru meu mă agitam. Dar atâta, dar foarte calm. Eu mereu îi ziceam, zic, calmul... Tu ești calmitatea totală, zic, nimica, nu poți să-l... Și foarte calm, și a contat, și contează foarte mult treaba asta, când el știe ca bărbat să te susțină cum trebuie și să vorbească și să se comporte tot. Dar a fost... Acum suntem conștienți că nu toți pot spune lucrul ăsta, că nu s-au certat, nu s-au contrazis. Posibil că vor veni momentele astea și... Da, noi nu spunem că nu o să venim. Ne-a avertizat câțiva, zice, stați să vină primul copil sau al doilea. Da. Și atunci o să vedem dacă o să mai ziceți că nu v-ați acceptat. Eu și atunci cred că o să am încredere, că doar pe frații ei a crescut. Da. Sunteți amândoi din familii numeroase și știți cum să ajutați pe frățiorii voștri mai mici și să vă descurcați în situația asta. Da, știu.
Acum voi ați vorbit un pic de perioada aceasta, ți-a anticipat întrebarea, dar să fie mai clar răspunsul ăsta, pentru că sunt diferite păreri. Unii spun ar trebui să dureze o perioadă de prietenie un an, alții o lună, alții trei luni. Cât a durat la voi perioada asta până v-ați hotărât, atenție, nu până v-ați căsătorit? Pentru că din momentul când care v-ați hotărât să vă căsătoriți, poate să dureze și un an până la căsătorie. Eu știu, datorită împrejurărilor, poate nu găsești restaurant, poate nu îți rezolvai cu actele tu din Moldova, eu știu câte lucruri. Cât a durat până v-ați hotărât și a zis, gata, ne căsătorim? Și asta a fost ca o săgeată. Deci cât au fost? 4 luni? Deci am vorbit 4 luni. Am cerut-o. M-am dus-o la Paris să o întreb dacă vrea să fie nevasta mea. Să fii sigur, zici, dacă nu vrei, rămâi la Paris, mă duc singur înapoi. Nu, da, a spus, da, emoționat, a plâns acolo, a fost un moment foarte frumos. Te așteptai să se întâmple asta acolo? Nu, nu, de ce? Pentru că înainte să plecăm la Paris, noi am stabilit data anunții. Deci aici iarăși e o poveste, e o altă poveste. Și când noi am stabilit data anunții, deci cumva, da, oricum sunt 4 luni, că după la 4 luni jumate sau aproape 5 luni a fost cererea la Paris. Dar da, noi de la 4 luni deja discutam de căsătorie, discutam dacă anul ăsta îngăduie Dumnezeu, dacă... Și... Bine, eu am dus-o așa puțin, știi, că eu aveam de gând să o cer la Paris, adică la 4 luni am vrut să o cer, și imediat după ce o cer să începem să demarăm procesul, da, cu nunta. Dar sora mea, Sorina, mi-a spus, zice, cum? Vorbiți, discutați, măcar stabiliți odată și bateți în cuie un restaurant, că zice, voi în 2 luni de zile, 3 luni de zile nu mai găsiți nimic. Și atunci am fost cumva nevoit, știi, înainte să mergem la Paris să stabilim. Hai să stabilim. Da, m-a luat foarte finuț, eu nici nu mi-am dat seama. Dar iarăși, noi ne doream, eu îmi doream. El își dorea și atunci a fost, a lucrat Dumnezeu extraordinar. Dar nu m-am așteptat, cererea la Paris nu. Eu știam că mergem să filmăm un clip, atât, da, tot. Că era o piesă care mi-a dedicat-o și atunci eu știam de un clip. Înțeleg. Dar a fost foarte frumos, foarte frumos. Deci 4 luni, am discutat 4 luni și imediat după 4 luni, 3 luni de zile am stabilit nunta și ne-am căsătorit. Chiar 2 jumate era, nu chiar 3. Important e să fiți hotărâți. Să o iubești, să știi că te iubește și să vreți să mergeți pe drumul ăsta curați. E foarte important. Să mergeți curați. Dom'le, vrem să mergem curați înaintea lui Dumnezeu la altar. Luptați, vă rugați, postiți și mergeți înaintea lui Dumnezeu și Dumnezeu vă va binecuvânta. Daniel, în finalul emisiunii, pentru că vreau să mai facem o emisiune, n-am terminat întrebările, vreau să ai câteva gânduri pentru cei care ne ascultă. Ce ai transmite unui tânăr și tu, Veronica, unui tinere care dorește să se căsătorească, care poate are un prieten sau încă nu are, sau e curtată și nu știe cum să facă. Spune-mi, te rog, câteva gânduri. Vorbeam zilele trecute cu un tânăr și i-am făcut cunoștință cu o fată și zice, nu sunt hotărât, nu știu ce vreau. Deci eu aș vorbi din experiența mea. E un lucru care este foarte important să-ți dorești lucrul ăsta și să știi ce vrei. Unii spun, nu sunt pregătit. Dani, nu sunt pregătit. Pregătit poate că nu o să fii toată viața. Toată viața te vei pregăti pentru a intra în familie, pentru a crește copii, pentru... trebuie să fii hotărât să te rogi lui Dumnezeu, să-i ceri lui Dumnezeu lucrul acesta care este foarte important, să poți să-ți duci fata care vrei să-ți fie soție, să poată ajunge la altar, să puteți ajunge la altar curați, să aveți gândul acesta în inima voastră, să fie un gând sfânt înaintea lui Dumnezeu și să vă fixați niște piloni care sunt foarte importanți înaintea căsătoriei și după căsătorie. Și Dumnezeu, Dumnezeu este acela care îți va binecuvânta familia. Ești preot și responsabilitatea îți vine ție. Ești preot și Dumnezeu te-a binecuvântat cu acest rol în familie. Așa că trebuie să fii un tânăr hotărât și să iei cumva, să pui mâna pe, cum să spun eu, pe autoritatea asta pe care Dumnezeu ți-a dat-o.
Și eu cred că Dumnezeu te va binecuvânta. Veronica, un gând pentru fetele data asta, da? Care caută, poate nu sunt curtate sau nu sunt curtate cum ar dori ele, dă-le un sfat de încurajare la urmă. Un sfat de la mine ar fi comunicarea, să spună ce vor. Unii băieți nu știu. Unii știu, se pricep, știu cum să facă, sunt conduși de Dumnezeu și îl întreabă pe Dumnezeu, dar unii pur și simplu poate nu știu. Și atunci foarte mult contează să vorbești și să spui, pentru că dacă nu spui ce-ți dorești și nu știi ce ai vrea tu în primul rând, cum să știe băiatul de lângă tine ce să facă? Și atunci trebuie să comunice foarte mult. Și Dumnezeu, și să-L întrebe pe Dumnezeu iarăși. Rugăciunea, roagă-te ca femeie, ca fată, ca... Pune-te și roagă-te lui Dumnezeu și întreabă-L pe El. Doamne, dacă este voia Ta să lucreze Dumnezeu, că El lucrează într-un mod care nici nu ne așteptăm. Încrederea în Dumnezeu. Încrederea în Dumnezeu. Dragii noștri, aici se termină emisiunea noastră de data aceasta și vreau să subliniez în final că se poate. Amin. Se poate și să fiți optimiști că se poate și Dumnezeu se implică în lucrarea aceasta. Avem exemplul acesta. Vreau să vă aduc aminte că emisiunea aceasta, Dialog pentru Tineri, este în fiecare vineri seară de la ora 9 la 10 la Radio Vocea Evangheliei, a doua zi sâmbătă în reluare, iar de la 10 este dată pe YouTube în format video. Fiți binecuvântați de Dumnezeul care a creat cerul și pământul.